Vreme 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunului de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă ca nu cumva la urmă să nu știi ce faci când te va lua la ocâri aproapele tău. Apără-ți vecina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău care să nu ți se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Care acoarează pezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce trimite, el învierează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Pe înreptare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți trebuie ca să nu ți se scârbească și să o vergi din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascunsă, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe siltră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea. Căci făcând așa, aduni cărpuni aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noaptea duce ploaia și limba clevetitoare duce o fiață mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuși. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.